Răfuială cu împușcături în capitală. Un tânăr de 25 de ani a murit, iar altul de 27 a fost rănit după ce vecinii lor au tras înspre ei mai multe gloanțe. Crima s-a produs noaptea trecută într-un bloc din sectorul Botanica. Tragedia a început de la un incident minor. Victimele s-au adunat aseară cu familiile lor la un prieten pentru a sărbători Crăciunul, dar și ziua de naștere a acestuia. Cei trei bărbați au ieșit la balcon să fumeze. La un moment dat, unul dintre ei a scuipat și a nimerit peste un bărbat care fuma și el împreună cu un amic la un alt balcon aflat cu 5 etaje mai jos. Înfuriați, aceștia au urcat la cei trei bărbați pentru a le cere socoteală. Cearta lor s-a potolit la scurt timp. Ne-am liniștit. E o sărbătoare, hai să nu ajungem la conflicte mai mari, fiecare pe la casele lui. Și așa și-a fost. Persoanele date au plecat, cred că acasă, noi ne-am întors înapoi în apartament, am mai stat la masă, cât acolo a durat aproximativ o oră, poate nu chiar o oră. Am ieșit iar la o țigară. Tinerii însă nici nu bănuiau ce avea să urmeze. Când au ieșit din nou la fumat, cei doi agresori îi așteptau la balconul de pe etaj cu mâinile pe trăgace. Ieșind la o țigară, deja ei ne așteptau ambii, au scos pistoalele amândoi, primele împușcături, la dânșii nu s-au primit și după asta s-a început a întrage în noi ca în animale. Primul care s-a nimerit, Bogdan, și Artur, băietul cu ziua de naștere, a nimerit și într-un somn, câteva, două gloante, cred. Primul glont când a nimerit, eu eram în spatele lui, el a venit așa peste mine și pur și simplu m-a acoperit așa cu spatele lui și cât a strigat, Ruslan, fugim în apartament. Cei rămași în apartament au anunțat imediat salvatorii. În scurt timp, la fața locului a venit o ambulanță și un echipaj al batalionului de reacționare operativă. Oamenii legii i-au reținut pe cei doi suspecți, care au 33 și respectiv 56 de ani. Bărbații au refuzat să facă declarații în fața camerei de filmat. Agresorii au fost reținuți pentru 72 de ore. Pe numele lor a fost deschis un dosar penal pentru omor. Ei riscă ani grei de închisoare. Soția bărbatului decedat este însărcinată cu primul lor copil. Bărbatul rănit este internat în stare gravă la reanimare.